Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad organizează în parteneriat cu Consiliul Județean Arad, Primăria Municipiului Arad și Arhiepiscopia Ortodoxă în perioada 6-10 decembrie 2014 ample manifestări dedicate comemorării a 80 de ani de la trecerea la cele sfinte a marelui patriot român Vasile Goldiș, patronul spiritual al universității care poartă numele. Este vorba de uh, o suită de manifestări uh, prin care universitatea noastră comemorează Uh, își comemorează patronul spiritual, care la 10 februarie 1934 trecea la cele uh, sfinte. Se împlinesc 80 de ani, deci, de la moartea lui Vasile Goldiș. Manifestele la care sunt invitați să participe toți arădenii vor debuta joi, de la ora 19 când la Filarmonica de Stat din Arad va avea loc un concert omagial. Aceste manifestări, cuprind în data de 6 februarie la ora 19, un concert dedicat memoriei lui Vasile Goldiș la Filarmonica de Stat Arad. Vineri, 7 februarie, la ora 9.30, vom începe cu depuneri de coroane la statuia lui Vasile Goldiș, iar în intervalul cuprins între orele 10 și 12, la primăria municipiului Arad, în sala Regele Ferdinand, un simpozion omagial în memoria Vasile Goldiș. În intervalul 6-10 decembrie 2014, între orele 9-18, Muzeul Memorial Vasile Goldici, situat pe strada Vasile Goldici numărul 6, este deschis publicului zilnic între orele 12 și 17.